Domnilor și domnilor, sunt Cosmin Bulzan și vă prezint știrile zilei de la Făgăraș. Caz revoltător cu care se confruntă medicii de la pediatrie din Spitalul Făgăraș. Aici a ajuns o fetiță de numai 6 ani care nu era însoțită de vreun membru al familiei. Copila a fost adusă de ambulanța Brașov din satul Perșani pentru că avea febră și dureri abdominale. Pentru că micuța nu avea nici măcar un act de identitate, medicii au fost puși în imposibilitatea de a-i completa fișa de internare și foaia de observație. Fetița a fost preluată de medicul de gardă, însă acesta spune că cei de pe ambulanță nu au respectat procedura. Era obligatoriu ca un adult al familiei să vină alături de copil. Mai mult, dacă pe ambulanță ar fi existat personal specializat, fetița ar fi putut fi tratată pe loc, deoarece starea ei nu necesita spitalizarea. La secția de pediatrie a Spitalului Aurel Tulbure din Făgăraș a fost adusă o fetiță de 6 ani din satul Perșani cu febră și dureri abdominale. Revoltător este faptul că minora a fost trimisă singură și fără niciun act. Părinții fetiței sunt plecați din țară, iar bunica este singura persoană care are grijă de ea, însă femeia a refuzat să o însoțească la spital. Această fetiță a fost adusă fără niciun act de identitate, fără niciun aparținător, ceea ce îmi pune într-o situație extrem de delicată medicul de gardă, care trebuie să întocmească o foaie de observație care reprezintă un document medico-legal. În această foaie de observație, capă peste tot în lume, să cer niște date generale și să cer niște date legate de debutul afecțiunii, simptomele afecțiunii, istoricul ei, date privind părinții, aparținătorii, nașterea copilului, evoluția, ca să poți să-ți faci o părere, da, ansamblu despre afecțiunea pentru care acest copil ar trebui internat. Copila a fost preluată de medicul de gardă Ion Meedințu. Spune că fetița putea fi tratată și acasă, iar dacă ambulanța avea în echipaj un medic, nu ar mai fi fost în nevoie de spitalizare. Totodată este un caz social, iar de acest lucru ar trebui să se ocupe Comisia de Asistență Socială a Comunei Șinca Veche. Doctorul este revoltat de faptul că medicii de pe ambulanță au luat copilul neînsoțit de un membru al familiei, mai mult fără niciun act care să-i ateste identitatea. Cred că această anomalie, dacă era cu ambulanța, copii, cazuri care nu sunt urgențe, numai pe niște, știu eu, informații care țină de foarte sumar, știu, un aparținător care nici nu se pricepe să spună ceea ce trebuie, dar nici medicul nu insistă să întrebe, să vadă, să spună, domne, stați, uitați, nu, l-a trimis direct că trebuie să scăpăm de el, ne rezolvăm problema. Ori, cred că în asemenea situații în care solicitările de ambulanță se fac pentru cazuri banale, în minutul următor, în timp ce ele transportă un caz banal, un caz grav poate sfârși, poate bolnavul respectiv poate deceda, pentru că salvarea care trebuia să ajungă la el nu ajunge pentru că transportă un caz banal. Acest caz este, prin excelență, un caz social, ignorat cu bună știință de Comisia de Asistență Socială Locală și, în același timp, las deoparte dezinteresul total al părinților și aparținătorilor și, în același timp, ușurința cu care se apelează la serviciile de ambulanță pentru asemenea cazuri sociale, cazuri care pot fi rezolvate întrucât există în județul Brașov, centru de ocrotire, de urgență pentru asemenea copii și se putea foarte bine lua legătura cu el și internat direct acolo, fără a mai fi nevoie să treacă printr-o spitalizare în care se poate îmbolnăvi. Medicul a decis ca fetița să rămână în spital, iar dacă se simte mai bine, cine ar putea să o ia acasă mai mult? Unde să o ducă? Cine este ea și unde locuiește? Sunt întrebări la care trebuie să răspundă cei de la ambulanța Brașov, spune medicul Meedințu, care au luat copilul fără să se gândească la faptul că datoria lor ar fi fost să ia mai întâi legătura cu medicul de familie al copilului, care avea obligația să decidă dacă este cazul unei internări sau problemele de sănătate puteau fi rezolvate cu un tratament acasă. Deși starea de sănătate a fetei s-a ameliorat, este internat într-un salon cu alți copii cu diverse afecțiuni și nu este exclus să se contamineze, mai spune medicul Meedințu. Acest copil va sta mult și bine în spital aici, unde, las deoparte faptul că ține patul ocupat fără motiv, dar are și riscul de a se alege cu diverse afecțiuni, pentru că tot internăm peste el,
sigur că se contaminează. Acest caz a ajuns în atenția polițiștilor din Șinca Veche. Pentru că minora a fost lăsată de izbeliște de propria bunică, va fi anunțată direcția copilului din Brașov, care va deschide o anchetă socială. Având în vedere situația creată, părinții ar putea fi decăzuți din drepturi, iar fetița internată într-un centru de plasament. La Făgăraș s-au auzit astăzi sirenele de alarmă, care avertizează populația cu privire la producerea unei calamități. Nu a fost caz de alertă, ci doar probe ce se efectuează periodic pentru a verifica buna funcționare a sistemului. Examinarea pe teren a sirenelor a fost realizată de angajații Departamentului Protecției Civile, împreună cu o echipă de specialiști din București. Astfel de verificări se realizează trimestrial. La Făgăraș s-a aprobat astăzi sistemul de alarmă în cadrul unui exercițiu de verificare efectuat de Compartimentul Protecției Civile din cadrul primăriei. Alarmele sonore sunt emise de echipamentele speciale amenajate care au scopul de a alerta făgărășenii în cazul în care se pot produce calamități. Pe raza Făgărașului sunt amplasate 10 astfel de sirene pe cele mai înalte clădiri. Angajații Departamentului Protecției Civile împreună cu o echipă de specialiști din București au verificat astăzi dacă toate sirenele funcționează. Sistemul de înștiințare alarmare al municipiului Făgăraș este compus dintr-o centrală de alarmare și 10 sirene amplasate în diferite puncte ale municipiului după un plan de audibilitate. În acest sens avem contract de mentenanță cu societatea din București, care trimestrial vine și face verificarea sistemului, ocazie cu care se dau niște impulsuri sirenelor pentru a vedea modul de funcționare sau nu. Specialiștii spun că echipamentele de alarmă au o mare importanță pentru comunitate. Mai mult, amplasarea lor se realizează în urma unui studiu care ține cont de zonele cu cea mai bună rezonanță și asta pentru eficiența sistemelor. Reprezentanții Protecției Civile spun că locuitorii orașului nu au de ce să se teamă când aud aceste sirene. Populația nu trebuie să intre în panică. Această, să zic eu, verificare se face de 4 ori pe an sau de câte ori este nevoie. Pentru ca aparatele să funcționeze în condiții cât mai optime, sistemele sunt verificate de 4 ori pe an. Datorită probelor, în caz de calamitate, sirenele se aud în întreg orașul, astfel că cetățenii vor fi avertizați din timp. S-a dat startul campaniei anuale Luna Curățeniei. De astăzi și până pe 10 aprilie, echipele și utilajele de la Salcoserv ridică toate resturile vegetale pe care făgărășenii le scot din curți și grădini. Important este ca acestea să fie depozitate într-o zonă cu acces, astfel încât mașinile să le poată încărca ușor. Fiecare stradă și cartier din oraș sunt cuprinse într-un grafic al societății de salubritate, după care se ridică gunoaiele. S-a dat startul la curățenia orașului și la toaletarea pomilor de pe domeniul public. Prima zonă, promenada din jurul cetății. Aici echipele de la Spații Verzi curăță copacii. Crengile uscate au fost culcate la pământ, iar pe alei este acum mai multă lumină. Unii făgărășeni însă ar fi vrut mai multă umbră. La vară, când se face foarte cald, oamenii veneau pe promenadă să se răcorească la umbra copacilor. Alți locuitori ai orașului consideră că era necesară o toaletare a pomilor din jurul cetății, aceștia fiind foarte deși, dar și prost îngrijiți. Foarte bine, sigur, curățenie. Bine, e foarte bine că nu mai are așa crengi mari și e foarte bine că se vede un pic de... Foarte bine! Ne bucurăm că e interesul ăsta, să ne simțim bine. Un lucru îi nemulțumește pe făgărășeni, faptul că deși pomii vor arăta bine, promenada încă le pune probleme când vor să iasă la plimbare. Trotuarul din spatele cetății este plin de gropi, iar multora le este greu să se plimbe pe acolo. Trotuarele, nu știm ce facem, e cam rău. Păi deocamdată nu, că până se curețe crengile, dar după ce se curețe crengile, sigur că o să arate bine și
pe jos un pic, trebuie să se mai repare, să se mai facă drumul un pic, să facă treabă. Cum vă deplasați pe trotuarul acesta? Păi nu prea bine, nu prea. E destul de slab, tot spart. Dar înțelegem și situația, că nu sunt bani, nu sunt absurzi. Am vrea să fie mai frumos oraș. 11 martie, 10 aprilie este declarată luna curățeniei la Făgăraș. Societatea Salcoserv ridică deșeurile vegetale ce provin din curățarea grădinilor, a curților și a zonelor din jurul blocurilor. Oamenii trebuie să scoată resturile vegetale în zone accesibile din care pot fi ușor încărcate de angajații primăriei. Utilajele de la Salco au început acțiunea astăzi cu zona Negoiu, cartierul Gării, strada Parcului, Uniunii, stadionului, colonia Combinat și zona Creangă. Mâine, deșeurile vegetale vor fi ridicate din zona 1 decembrie Stejarului, 13 decembrie Cartier, 13 decembrie străzile Castanului, Teiului, Școlii Mihai Viteazu, Bulevardul Unirii, strada Codru Drăgușanu, Pălărierilor. Vineri, operatorii de salubritate ridică resturile vegetale din cartierul Florilor și de pe străzile Doamna Stanca, Livezii, Titu Perțea, Inului, Cânepii, Libertății, Podului și Oltului. Făgărășenii sunt rugați să depoziteze deșeurile în fața locuințelor doar în ziua în care este programată ridicarea acestora. Ediția de astăzi a buletinului de știri cu principalele informații locale se încheie aici. Doamnelor și domnilor, programele noastre le găsiți și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro și pe pagina de Facebook Impact Făgăraș. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi, urmează emisiunea Nova Special. Vizionare plăcută!